Premierul Ludovic Orban spune că nu se pune problema tăierii pensiilor și salariilor. În schimb, este posibilă o majorare a lor, asta dacă evoluția economiei o va permite. Pe de altă parte, șeful guvernului a vorbit despre posibilitatea reducerii personalului din aparatul bugetar. Creșterea pensiilor trebuie să aibă un fundament în realitatea economică, pentru că nu poți să mărești pensiile și după aceea să n-ai bani să plătești pensiile. Creșterea economică trebuie să se bazeze pe compensarea pierderii puterii de cumpărare datorată inflației și pe creșterea cu un procent din creșterea salariului mediu brut. În acest context, premierul a explicat și care sunt strategiile pe care Partidul Liberal le-a gândit. Creșterea numărului de angajați și ne și propunem ca obiectiv în programul de guvernare să creștem numărul de locuri de muncă în România, numărul de angajați cu peste 500.000 de locuri de muncă. Cu cât ai mai mulți angajați, cu atâția sunt mai mulți plătitori ai contribuției de asigurări care, de fapt, alimentează fondul de pensii. Cu cât salariile sunt mai mari, cu atât contribuția care este plătită de fiecare persoană activă este mai mare și duce la creșterea bugetului de pensii. Orban a explicat apoi că am ajuns să avem un deficit bugetar de 9,1%, deoarece am moștenit 4,6% de la vechea guvernare socialdemocrată, iar restul a fost generat de cheltuielile neprevăzute apărute odată cu izbucnirea epidemiei de coronavirus. La noi creșterea deficitului este mai mică decât creșterea deficitului. Dinamica produsului intern brut raportat la media europeană ne plasează cu 2,4% cu produsul intern brut într-o situație mai bună decât media europeană. În România, de exemplu, a crescut salariul mediu net. În schimb, premierul a vorbit despre o reducere a aparatului bugetar. Nu există tăiere. Dacă va fi necesar, vom optimiza structurile instituțiilor publice, mai scăpând de unii care nu-și fac treaba. Înseamnă, oricum trebuie să facem simplificare, debirocratizare, digitalizare, oricum trebuie să facem un audit, o evaluare a funcționării instituțiilor publice și, în mod evident, e posibil să fie redus numărul de angajați în sectorul public. El a ținut apoi să le transmită bugetarilor care își fac treaba că nu au de ce să se îngrijoreze. Dar să stea liniștit, orice angajat într-o instituție publică care își face treaba nu e în pericol. Sunt în pericol unii care au fost obișnuiți să se facă că muncesc, nu cei care își fac treaba.